Mulțumesc, you know dance, prietenii mei de fiecare duminică. Mulțumesc coregrafului Silviu Popa și cu această ocazie vă spun tuturor bună ziua și bine ați venit din nou la o emisiune de excepție care se numește Opriți timpul! Mulțumesc, you know dance. Mulțumesc frumos! Stimați prieteni, în fiecare duminică vă propunem câte o ediție de colecție a emisiunii Opriți timpul, pentru că fiecare coleg al meu, fiecare artist iubit de dumneavoastră este un artist de colecție. Și aș vrea să încep astăzi cu Nico, sora ei Roxana și tenorul Vlad Miriță. Poftiți, vă rog! Bine ai venit, Nico, dă mâna! Mulțumesc, Corina! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Bine ai venit, Roxana! Bine v-am regăsit! Vă rog să luați loc! Bine ai venit, Vlad! Bine excepțional găsit, în stil ca de obicei, te rog să în toamnă puțin! Înainte de a mă saluta mai în particular cu colegii mei, vreau să mulțumesc și astăzi firmei Mobila Dalin de la Reghin pentru frumoasele fotolii pe care ni le-a oferit în această toamnă, mai ales pentru fotoliul meu roșu ca focul. Și să le mulțumesc pentru că sunt alături de noi de ani de zile. Vă asigur că mai multe produse ale aceleiași firme veți găsi pe site-ul lor, și anume www.mobiladalin.ro. Vom mai vorbi și despre fotoliu, canapea aș putea să o numesc, un fotoliu impresionant pe care Mobila Dalin l-a pus la dispoziție unuia dintre telespectatorii noștri. Această piesă de mobilier va fi câștigată la sfârșitul acestei luni. Pentru asta am să vă rog să intrați pe pagina de Facebook a emisiunii Opriți timpul sau pe site-ul naționaltv.ro, unde veți găsi detalii despre concurs. Și pentru că tot vorbim de premii și de cadouri, tot astăzi invitații noștri vor primi cadouri de la sponsorii noștri, firmele Asevi, Herbagen și Sanovita. Le mulțumim tuturor pentru că sunt alături de noi și acum îmi face plăcere să le spun încă o dată bine ați venit, dragii mei, mă bucur că sunteți alături de mine în această zi frumoasă de duminică. Vreau să stau de vorbă cu această panteră extraordinară. Astăzi a venit în Animal Print, care este din nou șlagărul sezonului în materie de modă. Așa este. Așa este. Splendida mea colegă Nico.
Iubita mea, Corinuța. Ești o păpușă de fată, vreau să o salut pe sora ta, Roxana, pe care n-am văzut-o de mult, și vreau să-l salut din nou pe Vlad Miriță, care are un stil inconfundabil de vestimentație. Este întreg vestru și, breakfast englez de vânătoare. Ce frumos, sora! Da, știi, omul curge prin viață așa până când intră în făgașul lui și acolo rămâne. Cred că aici mă simt eu cel mai bine vestimentar, din punct de vedere vestimentar. Și pentru faptul că nu e un secret pentru nimeni, iubesc foarte mult sportul ecvestru și pentru faptul că îmi place foarte mult natura. Și atunci, cumva, aici am nimerit din punct de vedere vestimentar și mă simt foarte bine. Pot să te întreb dacă te-a ajutat un stilist în făgașul pe care l-ai abordat? Da, iară nu e un secret pentru nimeni. Eu sunt prieten de ani foarte mulți cu Alexandru Ciucu. Și el este sfătuitorul meu de aproape, însă de multe ori îmi susțin punctul de vedere destul de puternic și ceea ce se vede pe mine este o medie aritmetică între părerea lui și părerea mea. Să știi că ar fi o idee să îl întreb dacă nu i-ar face plăcere să vină la noi la emisiune cu câțiva manechini băieți, să vedem și noi ce se poartă. Dacă eu o să-i spun... Poate îi face plăcere. Îi face plăcere. Să știi că poți să faci și tu parte dintre manechini fără nicio problemă. Da, vă mulțumesc pentru compliment. Niciodată nu m-a folosit ca manechin. Uite, e momentul. Dar, deși am propus la un moment dat, el are în colecțiile lui, în lansările pe care le face de obicei în fiecare an, întotdeauna vine cu o altă idee, foarte creativ, foarte imaginativ. Și s-ar fi putut la un moment dat să... mă prezint ca manechin, dar atunci m-a folosit numai, sigur, din prietenie cu Andrei Tudor la pian. A fost un moment muzical foarte frumos în cadrul lansării lui și cu, sigur, Alina Sorescu, soția lui. Sigur. M-a avut un duet foarte frumos. Nu știu dacă n-a făcut-o din cauza faptului că n-a vrut să profite de prietenia noastră sau poate doar nu crede în calitățile mele de manechin. Poate asta că s-a jenat. Uite, spune că am zis eu că poți veni ca manechin. Vorbind despre modă și despre manechin, mă întorc la Nico, pe care o putem numi artista cameleon, în sensul bun al cuvântului, pentru că are grijă ca la fiecare apariție să arate diferit, deosebit, în același timp excentric, artist. Își poartă întotdeauna silueta și cântecele cu multă eleganță și pentru asta eu o felicit. O felicit pentru că a existat o perioadă pe scena românească cu niște ani în urmă când se credea că nu mai e nevoie să fii îngrijit, să fii la modă. Era suficient să apare într-o pereche de blugi șifonați, te dădeai jos cu ei de la volan și apăreai pe scenă și să considera că ești cool. E, nu e așa, nu e așa. Am fost de curând în nordul țării la un spectacol, eu am și prezentat și am și cântat și m-am schimbat pentru cântare într-o roche. Normal. Cu pantofi, cu toc și așa mai departe și lumea a avut o surpriză și m-a aplaudat îndelung. Și mi-am dat încă o dată seama, dacă mai era nevoie, că... atâta vreme cât doamnele dintr-o sală de spectacol se îngrijesc să arate bine când vin la noi la spectacol și la voi la fel, sigur, și la operă la fel, apreciază atunci când un artist se străduie să se prezinte cât de bine poate, în limitele unei eleganțe posibile. Asta a fost întotdeauna, este cred. Normal. Dar să știi că și în zilele noastre sunt persoane care vin îmbrăcate așa cum spui tu, în blugi și în tricou și Adidas, că se poartă Adidas și cu talpă foarte groasă. Te referi la nu scenă? Nu dăm nume. Da. Bun, dacă ar fi o haină punk. Da, ar fi ceva. Ar fi o chestie. Ar fi ceva, pentru că... Dar îi anunț, pe noi care am mai călătorit, îi anunțăm pe toți colegii noștri mai tineri, că magazinele cu haine punk, cu ținte și cu jeans rupți, prezintă o marfă extrem de scumpă, adică de la 200-300 de dolari sau euro în sus bucata. Deci ca să fii îmbrăcat ca lumea punk, trebuie să arunci vreo câteva mii de euro, așa că mai bine îți faci o rochiță care te costă mai puțin. Da, dar poate nu te părerea reprezintă. Mea. Poate nu te reprezintă. Exact. Okay. Trebuie să te și reprezinte. Uite, iată, eu și Roxana suntem într-o ținută decentă fără să... Noi nu facem excepție de la nimic. Eu ca moderatoare caut să fiu neutră. Tu ești elegantă de mulțumesc zi. Mulțumesc foarte mult. Ești foarte drăguță. Mie îmi plac foarte mult pantalonii.
Bine, când ai picioare ca Nicos, convine să pui o sandașie. Oh, auzi, dar nu lungi rochia, lasă că au și operatorii noștri o plăcere. Nico, în această toamnă te putem vedea în spectacolul Zaraza la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, unde ești angajată și unde împreună cu tot colectivul teatrului și sub bagheta prietenului nostru Viorel Gavrilă, director muzical al teatrului, voi aveți grijă ca întotdeauna să prezentați publicului câte o premieră nouă. Vorbește-mi despre spectacolul Zaraza. Spectacolul Zaraza este pus în scenă de Răzvan Mazilu. E un spectacol cu muzică interbelică. Eu sunt personajul Sili Vasiliu, o cântăreață de care, sincer spun, eu nu am auzit. Am intrat pe internet, am ascultat-o. Piesa pe care mi-am credințat-o, una dintre piese, se numește Tangoul Nopții, pe care la fel nu l-am ascultat niciodată, poate tu o știi. Daniela Răduică este Maria Tănase. La fel cu niște consumații ne-a făcut Răzvan, el a fost la fiecare probă pe care am avut-o, a stat lângă noi și a spus cum dorește să fie consumul pentru fiecare personaj din acest spectacol. Excepțional, a fost superb. Deci am avut o colaborare extraordinară cu el și sperăm din tot sufletul să mai avem încă un spectacol regizat de el, de Răzvan Mazilu. Da, știu că în același timp, din când în când, faci parte din distribuții pe scena Sălii Palatului. De curând ai fost invitată într-un concert în memoria regretatului meu coleg Dan Spătaru, al nostru, al tuturor. Ceea ce nu îmi dau eu seama este că fiecare artist vine și își cântă propriul lui repertoriu. Nu cred că ați cântat din repertoriul lui Dan Spătaru. Numai din repertoriul lui Dan Spătaru s-a cântat. Da. Eu am cântat două piese. Și majoritatea au cântat una, două piese, fără piesele noastre. Eu una nu m-am cântat nicio piesă, decât din repertoriul lui. Din repertoriul și vreau lui. Să spun că a fost primul meu autograf primit de Dan Spătaru, de la Dan Spătaru, în care mi-a scris să faci ceea ce îți place, dar cu cap. Și țin minte și acum că aveam un costum gri, un pantof negru din, nu din lac, din piele, dar lucea, așa, mă uitam așa. Deci mi s-a părut un Frank Sinatra, să zic așa. El a fost un Frank Sinatra super, al României. Deci un bărbat așa este. Extraordinar de elegant. Și era mică, aveam 18 ani, cred, în perioada în care... Da. L-aș întreba pe Vlad ce mai face, dar l-aș întreba despre ceea ce este cel mai important, și anume este tătic de 8 luni și jumătate și este probabil ocupat cu lecțiile de canto cu juniorul. Sigur că glumim, dar bănuiesc că juniorul are voce și atunci când vrea ceva, scoate un do major la care tu participi, sau? Acum, nu știu dacă întâmplător sau probabil nu întâmplător, deja emite niște sunete foarte înalte, sigur că... M-am așteptat. Copil fiind, n-are cum să emite sunete joase, dar extrem de înalte și am observat că are momente când își controlează vocea în așa fel încât să le atingă... Serios? Da. Și se joacă o fotografie. Se joacă cu... Asta este de la botez. De la botez, da. Se joacă cu poziția laringelui în așa fel încât să atingă note foarte înalte. Nu cumva la anumite sunete voi săriți imediat și vă apropiați de el și a observat treaba asta? Nu, eu îl filmez când văd că e în lumea lui și se joacă și face și inclusiv emite aceste sunete, nu intervin și decât îl filmez. Ca el să nu fie perturbat de nimic din jur și el decât să se manifeste. Așa. Și are această înclinație către sunete și am observat că, de exemplu, cu toată e fluier. Și el imediat reproduce și caută nota respectivă. Serios. Wow. Dacă o să fim sănătoși și în câțiva ani suntem tot aici, am impresia eu că vei veni cu el la un 2-3 anișor să cântați împreună. Ar fi minunat. Așa am impresia. Niciodată nu mi-am preînchipuit așa cum o să arate viitorul și el. Pur și simplu ne bucurăm așa de orice etapă. Și... cu toții știți, eu mă feresc să vorbesc foarte mult despre el pentru că am pățit cu prieteni de-ai mei care au avut copii și mă nebuneau că mă întâlneam cu ei numai despre copii, mi-arătau telefonul, toate filmulețele și evit să vorbesc foarte mult, deși am tendința asta. Noi te vom provoca pentru că, iată, un copil atât de mic este cel mai curat eveniment și personaj din viața fiecăruia dintre noi și cred că
în această toamnă avem nevoie de foarte multe momente de curățenie. Așa încât te vom provoca. Eu accept de pe acum provocarea. Cum are. Bravo! De altfel, iată că fac o legătură care mi se pare corectă. Voi doi ați participat la Eurovision cu mult succes, cu o piesă extrem de talentatului tânăr compozitor Andrei Tudor, o piesă care se numește Pe o margine de lume. Și mi-ar face plăcere să o reascultăm aici în platou, în deschiderea ediției de astăzi, mai ales că are foarte multe semnificații și o să mă opresc aici. Cine bănuiește ce vreau să spun? Oricum, avea un copil te face atât de fericit încât te simți pe o margine de lume. Așa e. Sunt 10 ani, sunt 10 ani de la momentul Eurovision Serbia 2008. Când a fost ca ieri. Ca ieri, exact. Într-adevăr. Asta vreau să spun, că deși au trecut 10 ani, parcă ieri a fost. Și cu siguranță e genul de melodie, eu știu, spectatorii, telespectatorii îmi vor da dreptate, este genul de melodie care nu are vârstă. Exact. Aceasta este muzica adevărată, care nu are vârstă. Doamnelor și domnilor, Nico și Vlad Miriță! Vino pe margine de lume, ca pe o bancă goală, să stăm. Cerul sub termii s-ar întinde și nici nu vom ști dacă visăm. Astăzi, mai mult ca niciodată, gândul meu te cheamă, vino. O noapte întreagă și o zi Vlad Miriță. Nico și Vlad Miriță într-o minunată piesă.
Ne bucurăm din nou de prezența a trei sponsori în emisiune. Am să încep cu Herbagen, care dezvoltă produse cosmetice cu ingrediente naturale sau organice fără parabeni. Produsele Herbagen conțin peste 50 de substanțe active de ultimă generație. Calitatea acestor produse, recunoscută internațional, are efecte vizibile de îmbunătățire a aspectului pielii și părului. Stimați prieteni, Roxana este sora lui Nico. Seamănă amândouă nu numai la frumusețe, ci și la timbrul vocii. Roxana cochetează cu muzica de ani de zile, iar în ultima vreme i s-a dedicat cu tot sufletul. Și vreau să aflu de la Roxana ce mai face. Bine venit, Roxana! Bine v-am regăsit! Fac foarte bine. Am filmat primul meu single și primul meu videoclip. Piesa se numește Nu vreau să pleci. Este compusă de soțul meu, Justin Tătaru. Și este o piesă pe sufletul meu. E o piesă lentă? Da, o piesă lentă. De dragoste. De dragoste, da. Știi că pe vremuri exista la radio, când voi erați foarte micuțe, exista seara la radiodifuziune, la Radio România, că nu era alt radio, vorbim de înainte de 89, o emisiune de seară pe care eu o așteptam cu mare drag, eram tânără actriță, se numea De Dragoste. Și acolo veneau actori mari ai scenei românești care citeau din poeziile cele mai frumoase de dragoste care fuseseră scrise în ani de zile. Am înțeles că ai în pregătire și alte piese? Da. Spune-ne. În ianuarie o să scot următoarea piesă. Deja am terminat piesa, am terminat și textul. Este ceva mai ritmat de data aceasta. Din câte am înțeles, ai și orchestră, un band care te însoțește pe scenă. Da. Breezing Band. Breezing Band. Da? Da. Breezing? Breezing. Ah. Breezing Band. Care înseamnă ce? Este numele managerului nostru. Ah. Nu știu dacă mai ții minte de ce au fost cu ei. Am început eu Cover Live Band, trupa pe care am avut-o eu. Ne-am despărțit, să zic așa, cam 2 ani de zile, după care sora mea, bine, ei aveau deja repertoriu de foarte mulți ani, dar în momentul în care am început să promovez anumite piese, i-am luat ca și trupă, am avut concerte mai multe, dar după care am mai mers și au rămas împreună ei. Deci ei sunt împreună de foarte mulți ani, foarte multe evenimente și pe lângă faptul că sunt o trupă, Doru Tătaru, care este clăpar și este cumnatul meu, este și a făcut 2 piese superbe. Vreau să spun că piesa pe care o să o cânte acum și următoarea, că mi-a și am ascultat-o, am rămas uimită și eu și soțul meu, băi, de unde? Bine, la ele, la fel ca și în familie, toți sunt muzicieni, tatăl a fost chitarist. Sigur. Și se duce mai departe, văd, moștenește deja și e un lucru bun. Excelent. Iar sora mea asta aștepta. Iar eu de-abia aștept să te ascult cântând, să te reascult cântând. Mândră. Am să te rog să poftești în mijlocul platoului. Doamnelor și domnilor, Roxana! La, 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 la. La, 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 la. Ești aici chiar dacă nu-mi vorbești, să râd și când greșesc. Te văd în tonul mie ușor, să mă gândesc în locul în care o să fim noi. Nu vreau să pleci, nu vreau să fiu o amintire pentru tine. Lângă mine, e vreo fapte, nu vorbe acum. Pe contrasens tu m-ai lăsat de atâtea ore. Liniștea mi-e zgomot când nu vii. Nu mă-mpac cu gândul, tu nu știi. Chiar dacă timpul ne separă,
destinul face cartea, nu mai vreau ca să ne doară. Emoțiile vorbesc de la sine, este vorba de iubire. Tu trimiți în univers doar ce îți doresc să fie. Nu vreau să pleci, nu vreau să fiu o amintire pentru tine. Nu vreau să pleci, am tot ce vreau, tu ești lângă mine. Mulțumesc foarte mult, Roxana. Mulțumesc și eu foarte mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumim pentru videoclip. Mulțumesc și eu. Te rog să poftești la loc. Doamnelor și domnilor, ne vom revedea în minutele care urmează cu o femeie care este o flacără de muzică, de bună dispoziție, de antren, de prietenie, de dragoste, de compasiune. E vorba de doamna Maria Cârneci alături de Alexandru Pugna și Ilie Caraș. Să poftească! Yeah! Bună ziua! Bine te-am găsit, stai așa că eu păi, mai vreau problemă să-ți la noi, mâna. Mulțumesc! Așa. Pentru că sunt astea lungi, te pupăm. Bine v-am găsit. Bună ziua, bună ziua. Îmi face plăcere să vă revăd. Vă rog să luați loc. Ilie, mă bucur să te revăd. Așa, poftiți vă rog. Poftiți. Ne-am așezat bine, Corinuța? Excepțional. Eu m-am așezat mai lângă neamuri. Tâie de Târgoviștean, Nico, ca sora mea, face neamuri. Cănăică. Ploiești, Prahova, aproape, Târgoviștean. Domnul Pugna, de unde sunteți? Ca mai departe. Din Bistrița Năsăud, din nord de țară. Ar fi trebuit să-mi dau seama după clopul cu păun. Da. Ilie, binevenit. Tu de unde ești? Din nordul Bucovinei, din câte știu. Da, de la Cernăuți. Aha, deci noi... Eu sunt singura bucureșteancă. Ar trebui să mă simt prost în minoritate, dar îmi cer scuze. Nu e adevărat, aici. Să vă simțiți bine că noi am venit la dumneavoastră. Așa, glumim, glumim. Bună ziua, bine ați venit. Bine v-am regăsit. Dragii și... mei, bine ai venit, Maria. Sunteți din zi în zi mai frumoși. Ia uite, platou arată superb, l-ați modificat. L-am mai împrospătat, da. Prezentatoarea noastră, sunteți de acord cu mine, că din ce în ce mai frumoasă. Vogue. Nu, adevărat. Tu știi mulțumesc, că nu, Maria. Nu vorbesc ca iurea. Sunt ești oameni care... cum să zic, nu se văd ani, nu se vede timpul care trece de fapt peste fiecare. Corect. Și tu ești o femeie foarte frumoasă și foarte tânără. Mulțumesc. Da. Mulțumesc și frumos. Foarte generoasă, să știi. Suntem mulțumesc. De acord cu treaba aceasta. Ai mai nu mă lăudați că mă simt prost.
Mă simt prost. Haideți să vreau să-l întreb și pe domnul Pugna în câteva cuvinte ce mai face. Vom vorbi la un moment dat pe parcurs mai mult cu voi, dar vreau să vă întreb ce mai faceți așa, că vă văd frumoși, făloși. Da, și mă bucur că, nu știu dacă a fost intenționat sau nu, de atât suntem trei reprezentanți ai folclorului din cele trei mari provincii românești și cred că e foarte bine venit acest lucru pentru că, ca să spun așa, ilustrează anul în care noi ne găsim, anul centenarului Marii Uniri și cred că întâlnirea noastră aici va fi de bun augur pentru că fiecare dintre noi încercăm să aducem în fața publicului cântecul sufletului românesc din zona de unde venim, care fără îndoială face parte din patrimoniul neamului nostru și este, dacă vreți, o adevărată carte de identitate a acestui popor care a trecut de-a lungul zbuciumatei sale istorii, dar și-a păstrat sufletul curat. Iar cântecul popular, costumul popular, face parte din lada de zestre a sufletului românesc. De aceea mă bucur că ați ales să fim trei reprezentanți a celor trei mari zone folclorice și mă bucur să fim împreună, să ne revedem după o perioadă destul de lungă. Așa este. Dar întotdeauna întâlnirea cu dumneavoastră, cu publicul nostru, este o sărbătoare pentru noi artiști. Sunteți foarte amabili. Mulțumesc mult de tot. Vreau să-i spun bun venit și lui Ilie Caraș, care a venit cu un costum mai frumos ca rândul trecut, dacă se mai putea mai frumos, e splendid. Sărut, e pe culori și mai închise de data asta. Păi da, Cernăuțul și zona de unde vin e la munte și bărbații la munte au purtat tot timpul alb-negru. Acum ne-am mai puțin așa cu mai foarte multe culori. Frumos. Da, promit data viitoare să vin cu unul și mai frumos, care acum se face. Au, ce ne facem? Bun. Stimați colegi, eu vă propun să admirăm în minutele care urmează un ansamblu folcloric numit Dansatorii de pe Someș. O să le mulțumim că au venit de departe și o să aflăm cine i-a ajutat să poftească la București la emisiunea noastră. Deocamdată mă bucur să invit în platou ansamblu folcloric Dansatorii de pe Someș.
Extraordinar sunteți, extraordinar. Dânsul este coregraful și inițiatorul, domnul Emil Călin Bodea. Bine ați venit! Bine v-am găsit!
Am venit de acasă cu niște obiceiuri aduse de pe Valea Someșului. Extraordinar. Un joc de, pe Valea Someșului, un joc de codru din zona Chioarului și o țuică de prune cu dansatorii de pe Someș. Ah. Din suflet. Da. Și asta adus e de dat? Da, asta e de primit de la noi. Pentru mine. Da. Pentru colecția mea de... Da, da. Mulțumesc foarte mult. Partea ansamblului. Eu am o altă întrebare acum. Fetele care... i-au ridicat. Eu ce am văzut eu din spate, niște băieți care s-au ridicat pe fete. Au stat în lumânare. Doi s-au învârtit. Chiar mă gândeam împreună cu echipa fetelor, înseamnă că voi mâncați sănătos, că noi ne străduim cu salate, cu pește, cu... În Ardeal să mănâncă bine. Să mănâncă bine. Așa. De port, cu ceapă și atunci au putere. Au putere. Și cu... pâine de casă. Pâine de casă, da. Pâine de casă și toate bunătățile. Am adus și de la mănăstire, de la Nicola, am primit o prescură, care v-am adus-o, da. Și o icoană de la doamna Maria Moldovan, care e sfințită la mănăstire, care m-a dus-o din suflet pentru dumneavoastră. Ne reprezintă zona, orașul Gherla, care e lângă Nicola, unde avem o mănăstire făcătoare de minuni. Așa este. Mulțumesc foarte mult pentru tot. Care e băiatul care s-a urcat? Doi băieți s-au urcat? Care unul dintre ei? Care sunteți? Claudiu. Tu? Da. Și mai cine? Și aici. Domnul Jiman. Și cu tine. Jiman, da. Vai de mine. Și cine te-a ținut, puiule? Ca să văd și eu fata care te-a... Adela. Cum a fost, greu? Nu. E o chestie de tehnică, nu? Da. Adică îl sare și tu doar îl sprijini sau cum? Da, da. El se sprijină de mine. Da, tu trebuie să-l ții în brațe jumătate de minut. Da, da. Bravo, fetelor. Să faceți așa și în viață. E normal. Bravo. Și alături de noi au venit și cetărașii de la Gherla, cu care colaboram de 4 ani. Vreau să-i salut și pe dânsii. Cei mai buni cetărași din zona noastră. Poftiți un pic mai în față să vă vedem și să vă aplaudăm. Vă mulțumim frumos pentru tot ce faceți pentru tradiția românească din această zonă. Înainte să vă las să plecați, aș vrea să ne spuneți câte ceva despre activitate. Știu că v-ați înființat în 2014. Dați-ne mai multe detalii. În 2014, la inițiativa doamnei directoare de la Școala Generală din Iclod, Liana Dobocan, ne-am înființat și acum, la început am avut 20 de copii. Și acum avem 86 de copii în două grupe și soția, care și ea pregătește grupa mică, ea are 24 în plus încă, care sunt până în 8 ani. De la 8 ani îi preiau eu. Extraordinar. Da. Pepinieră. Tot timpul avem pepinieră, să nu lăsăm tradiția să piară, trebuie să-i luăm de mici. Ce bine faceți, ce bine faceți că nu lăsați să se uite aceste bijuterii. Portul, da. Da, 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 da. Foarte frumos. Rezultatele celor 4 ani de existență al ansamblului sunt 6 locuri întâi, 10 țări vizitate, din care în Israel de 4 ori, și 10 de participări la diferite spectacole în țară și, bineînțeles, participarea la emisiunea Opriți Timpul. Suntem mândri că am venit la nevastă în emisiune. Eu vă felicit pentru că ați venit pe banii voștri, ați venit părinților, pe fonduri proprii. Da. Vreau să... Țineți-mi puțin sticla, că parcă nu-mi vine să prezint așa cu țuica în mână. Așa. Ai văzut? Ai văzut? Mersi. O preluată. Mulțumesc, Ciprian, m-ai scos din momentul ăsta de greutate. Vreau să vă felicit pentru efortul pe care l-ați depus și vreau să-i felicit pe părinții acestor tineri minunați, pentru că au contribuit ca puiilor să vină să ne bucure aici la București, nu numai pentru telespectatorii români din România, ci pentru telespectatorii români din toată lumea, care văd emisiunea online și pe care îi salutăm pe cât posibil la fiecare emisiune. Și la cât mai multe emisiuni frumoase. Mulțumesc foarte mult, domnul Emil, mi-a făcut plăcere, dacă vreți să mai rămâneți lângă noi, ne face plăcere. Mult pe tineri invit să se răcorească puțin pe coridor, e mai răcoare. Domnilor și domnilor, vreau să stau un pic de vorbă cu interpretul bistrițean Alexandru Pugna, care are un stil inconfundabil și îmi face mare plăcere să vă văd aici în
platou. Știm că sunteți foarte ocupat, având și alte responsabilități. V-aș ruga să ne povestiți dumneavoastră mai multe despre activitățile dumneavoastră. Este o bucurie să vin cu cântecul năsăudean, cântecul sufletului românilor de acolo, din nord de țară. Despre întrebarea, despre ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, sigur, în afară de faptul că doresc foarte mult să scot la lumină din această ipostază de interpret de cântec popular zestrea neamului meu, acum am o misiune cu totul deosebită la Ministerul Culturii și Identității Naționale. Sunt secretar de stat și am în responsabilitate chiar această parte a patrimoniului, patrimoniu cultural imaterial, sigur, și multe alte responsabilități, muzeele naționale de istorie care funcționează în subordinea Ministerului Culturii și, sigur, prin proiectele pe care Ministerul Culturii le derulează, încerc să rezolv aceste probleme care sunt legate de punerea în lumină a sufletului țăranului român și a tot ceea ce înseamnă cultura acestui neam. Sigur că în timpul în care pot să îmi permit, nu renunț nici la această ipostază de interpret de cântec popular, dar acum pe prim plan este această misiune pe care o am acolo la minister și încerc să pot să o duc la bun sfârșit, ca să mai ales spun așa. În an centenar, în an de mare sărbătoare pentru românii de pretutindeni. Așa este. Vreau să amintesc că domnul Alexandru Pugna este solist al ansamblului artistic profesionist Dor Românesc, pe care i-am avut ca invitație luna trecută. Cu siguranță ați venit să ne bucurați cu câteva melodii, așa încât noi am păstrat câțiva dintre dansatori alături de platou. Da, o să încep cu un cântec care dă titlul unui album înregistrat cu câțiva ani în urmă, un titlu sugestiv la curțile Dorului, și după ce am dat titlul acestui cântec, una dintre interpretele cunoscute ale ținutului meu m-a întrebat dacă am ales acest cântec inspirându-mă din volumul de versuri a poetului Lucian Blaga, și i-am spus că nu, știind bine că Lucian Blaga a locuit la Bistrița o bună perioadă de timp, a avut o casă superbă în dealul Bistriței cu deschidere înspre Valea Bârgailor, și am zis că poate acolo, de acolo și-a luat Lucian Blaga aceste versuri inspirate din folclorul năsăudean, și poate, de ce nu, acolo, fiind inspirat de frumusețea și de pitorescul acelor locuri, Lucian Blaga s-a inspirat și a spus atât de frumos că veșnicia s-a născut la sat. Așa este. Ne-ar face mare plăcere să poftiți în mijlocul platoului și să vă aplaudăm. Doamnelor și domnilor, Alexandru Pugna! Băi, și trimite, ai dor.
mândruța dragă, dorule, și vă treabă dorul așa. Păi doruță e mândruța, ei sărașă dimineața. Dorule, nu pot să dorm, dorule, că mândrai izvor e dor, dorule. Dorule, nu pot să dorm, a trăit dorule. Du-te, spune-i mândruță, părgheia e greu de-a trăit dorule. Băi, cam de greu e să trăiești, băi, când ai dor și când iubești, ei, că mai mult ce pătimești. Te-aș ce dorul cum mă arde, scrie mândruță carte, dorule. Mi-ai și dorul cum mă arde, dorule. Mi-ai scrie mândruță carte, dorule. În ea să-mi scrie dorul tău, e întâlnit îi tare greu, dorule. În ea să-mi scrie dorul tău, e întâlnit îi tare greu, dorule. Și din om și vrea ea, dorule. Batofo cu dragostea, dorule. Pașe din om și vrea ea, dorule. Și pe minghin minți m-o scos, măi, de când pe mândro cunosc, dorule. M-o făcut sărcineresc, pe mândra iar o iubesc, dorule. Mulțumesc foarte mult, domnul Alexandru Pugna, mulțumesc frumos dansatorilor. Puteți ieși să vă răcoriți un pic, mulțumesc frumos. Mulțumim și iar pe dumneavoastră am să vă invit să luați loc. Mulțumesc. Poftiți. Vechea și buna noastră prietenă, a noastră, când spun a noastră, artiștilor și a dumneavoastră telespectatori din toată lumea, este Maria Cârneci. Mă bucur să o revăd și mă bucur să aflu despre ea, că este foarte ocupată pe toate planurile. Se bucură de multe evenimente, face parte dintr-un juriu la o emisiune concurs pentru copii, un concurs cu folclor, o să-mi spune ea mai multe. Iar când ajunge acasă, este fericita bunică a două bobocele, două fetițe adorabile. Cum reușești, puiule, să le faci pe toate? Te întreb. În primul rând, mulțumesc frumos pentru invitație. Știi că de fiecare dată când vin la voi, vin cu drag și deja o spun pentru a nu știu câta oară. Mă simt așa ca între prietene și ca la mine acasă. De data asta mă bucur că îmi revăd un vechi coleg de breaslă, pe Ilie. Ne-am mai văzut tot așa la emisiuni. Iar pe partea stângă am târgovișteanul meu cu care mă mândresc și sunt fudulă, pe Vlad, aici pe Nico cu sora ei, tot prieten de suflet, iar de tine ce să mai vorbim, că toți te iubim, adică nu cred. Mulțumesc, mulțumesc. Cum mă împart? Corina, cred că cu ajutorul lui Dumnezeu sunt și susținută de soțul meu, de familie. Avem pe cineva care ne ajută, că ne-ar fi greu și pentru cele mici, deși cea mare are 4 ani, iar cea micuță 1 an și o lună. Eu n-am avut fete decât un singur băiat, deci crede-mă că nu o spun din toată inima și din toată suflarea mea, spun, îmi vine să le, nu știu dacă a rămas locșor pe corpul lor, să nu-l pup și să nu le mănânc și să nu le giugiulesc. N-am avut fete și sunt atât de drăgălași, e adevărat că, mă rog, copiii și mai ales nepoții sunt
minunile lui Maica Domnului. Nu știu cum să spun. Când vezi acolo că aia se uită cu ochii la mine cea mare, Roze, aia mică se uită, e curioasă. Ce fac eu la oglindă? Mă machiez? Aia mare înțelege, Roze. Zic, mama e, mă, du la cântat, la 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 la. Aia mică se uită ca la nu știu ce, că nu-și explică. E curioasă, sigur. Da, normal. Eu sunt fericită pentru ce mi-a dăruit fiul meu, așa, cu cântările, cum știi și tu, că și tu ești la fel de ocupată și tot pe drumuri. Mergem acolo unde lumea ne cheamă cu drag. Ne facem cât putem noi de bine datoria și meseria de cântărețe, de cântăreț. Și, na, rezistăm. Avem o fotografie cu tine. Au, o fotografie... Parcă nu te recunosc. Corina, aici cred că aveam, nu știu, 18 sau 19 ani. Extraordinar. Da, ce eu, fată frumoasă. Da, era lumea alt cumva. Asta vorbeam cu colegul meu, cu Alexandru, înainte să intrăm la tine în emisiune, că noi ne vedeam la alte emisiuni, la filmări, de revelioane sau de... Cât de frumoși sunt dansatorii așa într-un spectacol, ori de care ar fi, chiar dacă e, cum să spun, de divertisment și cu exact. Muzică ușoară și cu populară. Cât de frumoase sunt costumele și nu știu, parcă astăzi, sau mă rog, nu vreau să cred că vor dispărea, pentru că sunt atât de frumoase toate zonele noastre. Dacă e costumele de la sud la nord și de la est la vest, unul mai frumos ca celălalt, exact. Ca și cântările. Din păcate... Și Alexandru mi-a afirmat ce am spus. Din păcate, din ce în ce sunt mai puțin specialiști sau chiar dacă sunt, au devenit mai nepretențioși. Pentru că nu mai e migala aia, știi, cu care noi ne culegeam cântecele, cu care noi alegeam un costum popular cu care să ne prezentăm. Acum parcă se face totul pe repede înainte și hai să o spunem și pe aia, ca să fim sinceri până la capăt, să mai fac și din cauza de draga neni, că asta e. De draga neni. Adică pentru bani, Corina, tu știi. Da, însă s-ar putea ca cei tineri să înțeleagă într-o zi că se pot scoate bani frumoși, știu de la fiecare dintre da, voi. Da, și cu ceva adevărat, da. Credibil. Da, asta încerc, un costum frumos, chiar dacă e stilizat, dar să nu piardă urma aia de românism din ea. Un cântec, chiar dacă îl faci, că și eu am în repertoriu, și cântece satirice, și de-astea mai cu dublu înțeles, adică mai de petrecere, cum ar veni, dar niciodată n-aș cânta, că nu știu, adică n-aș folosi termeni care nu se uzitează în limbajul popular și al omului pentru care cânt. Sigur că da. Maria Cârneci ne promite un cântec frumos. Un cântec frumos, că uite, să nu... Adică să rămână lumea de acasă care ne privește împăcată. Deci și străbunii noștri și înaintașii noștri pe linie profesională artistică au cântat cântece satirice, cântece, cum să spun, nu de ochiate. Deci cântece cu realitățile satului. Eu mi-am ales unul pentru că trăim niște vremuri tulburele. Ca să nu zic ca și vinul, știi? Așa, momentul când s-a făcut mustul, acum se face tulburelul. Dar care are mult adevăr în mesajul lui. Și am să-l dedic pentru cei care avem sau aveți dușmani. Dușmanii nu sunt străini, sunt unii din prietenii sunt noștri. Sunt aia dintre apropiați. Așa. Doamnelor și domnilor, Maria Cârneci! Primi.
ăștia te s-au Produsele de curăție Niasevi sunt produse de cea mai bună calitate, care au o vechime de peste 50 de ani. Numele mărcii Niasevi provine chiar de la inițialele numelor celor 5 băieți ai fondatorului. Niasevi înseamnă soluția optimă pentru curățarea materialelor textile, a pardoselilor sau a spațiilor sanitare. Un prieten al emisiunii noastre este tânărul interpret bucovinean Ilie Caraș. Este mereu pe drum, el ne reprezintă România din când în când în cadrul Institutului Cultural Român în diferite zone ale Europei, alături de alți colegi ai noștri, alături de doamna Elisabeta Turcu. Și cu dumneavoastră. Și cu mine câteodată, da. Și te felicit pentru faptul că duci cântecul românesc mai departe. Mulțumesc din suflet. Știu că ai avut foarte multe cântări, spectacole, evenimente, deplasări și vorbind despre Institutul Cultural Român, anul acesta ai dus folclorul bucovinean până în Tunisia, în Africa, Portugalia, și în Italia. Despre Israel am spus. A fost un turneu mai serios, mai cu mai mulți artiști. În Tunisia am fost cu, da, cu Gabriel Durobanțu. În Portugalia am fost cu doamna Elisabeta Turcu, cântăreț de muzică populară. În Italia la fel am fost cu Nicolae Datcu, cu doamna Elena Mirușoreanu, cu complimentele noastre tuturor, mai ales domnul Datcu, îl mai așteptăm la emisiune să ne amuze cu imitațiile dumisale de excepție. Cu toate că plec foarte des în Europa, nu uit și de nordul Bucovinii, Cernăuți, că acolo sunt foarte, foarte mulți români. Îi salutăm pe această cale. Și niciodată. Uite, avem și un afiș. Corina, da. Am vrut să zic că i-am văzut lista viitoare a lui Ilie. Suntem și noi trecuți, toți care suntem aici, că dacă nu, luăm și noi la festival, la Raciu, la Pierșinaj. Așa. Așa. Da, după cum bine știți, la Cernăuți nu pot așa să nu spun. Ne privesc oamenii și de acolo. De fiecare dată, în fiecare an, fac câte un spectacol acolo. Este datoria mea de cetățean de onoare și nu mă las până n-am să închid ochii. Până atunci și până când ai să ajungi și în alte locuri ale lumii, noi te invităm aici în platou. Îți mulțumim că ai venit și urmează, te ascultăm. Cuvei, așa că... Așa. Invit și dansatorii, doamnelor și domnilor, Ilie Caraș.
merge și una. Bătrânească știu juca, bătrânească știu juca, nu știu coasa purta. Bătrânească știu să joc, iarba să o fac coloc, iarba să o fac coloc, și-mi strâng mândruță din joc. Ce bătrânească știu să joc, mă! Da iarba să o fac coloc, și-mi strâng mândruță din joc, mă! Sara candicoase gre, a lucrat tata cu e, a cosit tata cu e, cam unii alta vremea mea. Vremea mea e timp frumos, de-a și Doamne sănătos, de-a și Doamne sănătos, că stânăr și lecomos. Ce vreme mea e timp frumos, mă! De-a și Doamne sănătos, că stânăr și lecomos, mă! Șarnăuț la humor, tăti mândrilis cu dor, tăti mândrilim duc dor, și eu spi urma lor. Unde joc la joc mă bag, hai da-lin ca-șa mi drag, hai da-lin ca-șa mi drag, cu mândruța pisul fac. Ce taș mă mânuți par rău, mă! Când ocol îți dau fleacău, mă! Hai când ocol îți dau fleacău, mă! Și iubesc pișinii vreau, uite așa și numai așa. Ilie Caraș! Mulțumesc mult! Ce costume frumoase ați schimbat, dragii mei, foarte frumos, foarte frumoase, domnul Emil, felicitări! Pe tine mulțumim, te-am lăsat mulțumim. La urmă, pentru că, într-adevăr, este un costum absolut superb și faptul că... Trebuie să-i mulțumesc lui bunica. E de la bunica. Da. Și știți ce mi-a spus? I-am spus, zice, da, te văd la televizor, dar până la urmă, care e meseria ta? Am să-l rog pe colegul nostru să arate ceva. Toate mărgelele sunt cusute în aceeași direcție. Probabil că din cauza asta strălucesc atât de frumos. Ele da. Nu sunt puse alandala. Fiecare are aceeași... Probabil că s-a desenat înainte. Vai, este da, superb. Da, da, pe... Nu-i nimic. Când ai să te dezbraci sus în cabină, eu o să mă fac că nu știu unde ai pus-o și ți-o glumesc. Glumesc. N-aș avea ce face cu toate. Vă dau telefon să spun unde am pus-o. Da, așa, așa, așa. Mulțumesc foarte mult. Te rog să-i loc. Mulțumesc frumos, tinerii. Mulțumesc mult. În minutele următoare, doamnelor și domnilor, ne vor încânta doi talentați actori care stârnesc întotdeauna hohote de aplauze la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, acolo unde joacă de ani de zile. Vă propun să urmărim pe savuroșii actori de comedie, Nae Alexandru și Cristi Simion. Poftiți! Cocoșelul meu isteț, ați uite un coteț, face mare tărăboi, de s-aude până la voi, cocoricu! Ia cocoșelul, neamule, hai, hai, care cumpăre, hai că e gras și gustos, cine cumpăre, ia cocoșelul, neamule, ia cocoșe... Bonjour, bade! A, să trăiți, să trăiți! Ăla-i curcan! Cum dai cocoșul? 600! 600 de ce? De lei! De lei? Da. Și cum vrei lei? Boabe sau pisați? Fa spirit de glume cu mine, a? Da de unde, da de unde? Cât ziceai? 600! 600, 600! Da. Dar o reducere nu faci? Reducere așa pentru pensionari, pentru studenți, pentru șomeri ca mine. Nimic, 600. 600, te ții tare, te da. Ții tare. Da, prin virament nu vinzi? Ba da. Ce? Păi vezi că nu știi, stai să-ți explic. Virament, adică eu mă fac că dau, mata te faci că iei. Da, auzi, da, da. Da, card nu primești? Ai POS, nu? Am, la magazinul din colț, îl iei gata țapă. Cât ziceai? 600! 600 da. Și zici că e cocoș, nu? Cocoș! Oh, 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 ce cocoș! Întreabă găina. Cocoș! Nu știu să fac altfel. Auzi, auzi, dar cât cântărește? 3,5 kg!
3 kg jumate cu ambalaj, cu tot? Ce ambalaj? Păi nu știi, creastă, printeni, coadă, gheare, a, chestii de genul ăsta. A avut vreo boală? A avut o boală pomoțată. Aoleu. Hai, lasă-mă. Până a prins-o cu găscanul. Hai, lasă-mă. Și acum se dă la puicuțe. Promovează tinere, tu, bre. Bravo, bravo, bravo. Îl iei sau nu-l iei? Stai blând, bade, stai blând. Auzi, dar de cântat cântă? Păi tu știi ce voce are? Hai, lasă. Dar ce repertoriu are? Hai, lasă. A cules o grămadă de melodii de la toți cocoșeii care s-au dus. Ca fuego. Auzi, apropo, și la ce post cântă? Vreau să te... La ce oră cântă? La 5 fără un sfert. Nasol, că eu mă trezesc la 6. Păi, matale, îl iei ca friptură sau ca ceas deșteptător? Stai blând, bade. Da, o găină n-ai? Am, cum să n-am. N-ai, ai? Da. Am. Păi și de ce n-ai scos-o în lume? Păi acasă, a căzut cloșcă. Cu cine? Cu prăpăditul ăsta? Păi cu cine, că doar nu cu mine. Mai știi? Ai o față suspectă. Auzi, da, cocoș pe pilaf merge? Merge bine de tot. Da, cocoș pe varză. Da, ai varză? N-am varză, păi nu-l vinzi cu varză cu tot? Doamne, fire... Băi, matale, le-i sau nu le-i cocoșul? Stai blând, bade. Nu spune că dacă nu-l iau, îl tai mata. Îl tai? Cum să nu? Îl tai eu și-l mănânc. Ai mata inima asta? Da, îl tai și uite așa, hârși, îl tai. Hârși? Da. Hârși, cum să taie? Cu cuțitul. Cu cuțitul, nu cu toporișca? Nu. Vai de capul meu. Auzi, dar cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Bă, cine vrei? Pe ăsta! Cocoș, cum să-l chem? Cocoș și mai cum? Cucurigu! Cu ce? Cucurigu, mă, n-auzi? Cucurigu, tot... 600, da. Tot 600? Hai, lasă-mă, tot 600. Aoleo! Zici că ai și găină, zici că ai și de-aia, zici că ai și de-aia. Vrei, iei sau nu-l iei? Ce să iau? Ăsta, cocoșul, ce să iei? Ăsta cu 600? Cu 600, normal. Păi ce, nu te supăra, uite-te bine la mine, uite-te așa. Am eu mută de fraier. Ce fraier, domne? Păi nu știi, 3 lucruri nu o să dispară niciodată de pe fața pământului. Apa, aerul... Și fraie! Bă, nene, de ce mă ții de vorbă? Că am treabă, bre! Păi cum să nu te țin de vorbă? Păi da, tu nu vezi? Întârzie mașina, stau în stație de o oră jumate aici la Bucurobor, e blocată toată Colentina. Ce vrei să fac? Mai schimbam și eu o vorbă cu cineva, nu? Nu e normal să vorbesc cu mea ta? Te-am găsit, stăteai în stație și ce să fac? Asta e! Ia uite-l, dracu, bă! Ia uite-l, bă! Vai de mine! Cântă ca Smiley! Ca cine? Ca Smiley! Auzi, știi ce o să fac? A? Îi pun cercel, îl iau pe frasul Bartoș și îl duc la emisiunea aia. Cocoșei au talent și ți-l dau cu 6.000, bre! Cu 6.000? Da! Bine, dacă vrei să știi atunci, eu sunt în juriu și ți-am dat un X de pe acum! Și nu mă mai ține de vorbă că pierd mașina. Hai noroc, la revedere. Ia cocoșul neamule. Ia cocoșul neamule. Sărmâna tati Corina, cumperi un cocoșel? Dragul mama, eu personal nu i-am pus gând rău, mă fac vegetariană, dacă e vorba pe așa. Bine venit, Nae. Te pup cu drag. Bună, Cristi. Bună. M-am găsit. Eu vă rog să luați loc. Mulțumim. Alături de noi. Mulțumim mult de tot. Iată doi actori de comedie care țin scena teatrului Constantin Tănase din când în când, trează atunci când au spectacole și exemplifică foarte bine zicala cine seamănă se adună, pentru că amândoi sunt carismatici și construiesc personaje în ghilimele de tot râsul. Și avem nevoie să râdem, să ne destindem frunțile de stres și de uzura fiecare săptămâni, așa că o seară la un spectacol de umor este întotdeauna o variantă foarte bună. În ce jucați voi acum?
Nu jucăm. Jucăm în foarte multe spectacole. La ce ne invitați atunci? Vă invităm la noua premieră a Teatrului de Revistă Constantin Tănase, Hai Hai România, un spectacol pe care l-am avut în stagiunea estivală, dar l-am reluat acum de curând la sală. Și la un spectacol foarte frumos, concert, pe care îl avem pe scena Teatrului de Revistă Constantin Tănase, se numește Un cântec, o glumă. La acest spectacol, pentru că sunt și colegi de-ai noștri din lumea muzicală aici în frunte cu tine, mi-aduc aminte că ai fost și tu invitată la acest spectacol la un moment dat în cadrul teatrului nostru. Da. Și fac o invitație pentru Nico, pentru Vlad, pentru doamna Maria. Să vină doar să se uite sau să cânte? Să cânte și în spectacol. O să vorbim cu direcțiunea ca să vină o invitație oficială la acest spectacol. Câte unul pe rând în fiecare seară de spectacol. Exact, exact. Ce zici, Nico? Ai merge? Eu am primit deja. Am primit deja, dar aveam spectacol și trebuie să vorbesc cu Donald Șinel, că m-a sunat și îmi face mare plăcere pentru că eu întotdeauna am colaborat cu drag cu voi. Am avut două colaborări deja și aștept să văd când ne pun spectacolul la teatru, ca să nu ne... Să nu fie în aceeași seară. Să poți veni la... Și mai tot așa jucăm sâmbătă și duminică. La și București. Suntem fericiți că în curând vom avea un turneu în Israel cu colectivul Teatrului Tănase la începutul lunii noiembrie. Plecăm câteva zile pentru românii de acolo, din Israel, pe care îi și salutăm și abia așteptăm să ne întâlnim cu ei. Vreau să-l întreb și pe Cristi ce mai face. Sunt onorat de invitația dumneavoastră de fiecare dată și cred că nu prea întâlnești prin anumite platouri atmosfera pe care o întâlnești aici la această emisiune. Vă mulțumim cu această ocazie și vă invităm la teatru. Bineînțeles. Și ca spectatori, bineînțeles. Așa. Și pentru că vorbim de teatru, Nico are spectacol în această seară și ne-a rugat să o lăsăm să plece. E duminică și o înțelegem că trebuie să fie la Ploiești, așa încât am să o las cu regret, mă voi despărți de ea, dar nu înainte de a ne cânta ceva. Doamnelor și domnilor, o invit alături de noi pe Nico! Mm-hmm.
nu-i deloc ușor. Că mi se face dor, simt nevoia să-ți spun. De mână cu tine, la rău și la bine, suntem doi nebuni îndrăgostiți. La greu și la bine, de mână cu tine, știu că vom fi fericiți. Felicitări! Ce băiat frumos! Și ce fete frumoase și foarte talentate, Corina! Foarte talentați copiii de la Uno Dance, mulțumesc frumos! Și eu le mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnului coreograf! Uite, am venit cu sora ta, Roxana, care din păcate se grăbește și are un eveniment în această seară. Colega noastră Ela vă așteaptă cu cadouri din partea Asevi, Herba Gen și Sanovita. Despre Sanovita vă spun că este o afacere de familie 100% românească, ce ne propune un stil de viață sănătos cu beneficii majore asupra calității vieții. Sanovita oferă românilor sute de produse naturale de calitate, bogate în nutrienți, fulgi de cereale, paste și derivate ale cerealelor integrale, fructe uscate, semințe, leguminoase, făinuri, băuturi vegetale, uleiuri și produse apicole. Vreau să-l întreb și pe Vlad, cu care aproape nu am apucat să stau de vorbă, despre proiectele sale, angajamente, spectacole. Un anumit proiect ne-a atras atenția și vrem să știm mai multe chiar de la Vlad Miriță. Da, sunt mai multe proiecte care urmează acum în perioada asta, mai ales că vine și iarna, dar am un proiect de suflet pentru că implică și cai, sunt... implicat într-o asociație culturală, se numește Lupii Albi. Am avut multe spectacole și la Târgoviște, prin care facem reevocare istorică, reenactment se numește, e termenul consacrat așa. Există, da, e bine să-l spunem pe românește, da, pentru cei care nu știu. Reevocare istorică. Deci aducem istorică în actualitate. Avem și o fotografie, dacă nu mă înșel, ești tu, care îl impersonezi pe Mihai Viteazu. Într-adevăr, am avut două spectacole până acum cu Mihai Viteazu. Unul la Târgoviște, primul a fost la Târgoviște și al doilea a fost, astea sunt fotografiile de la cel de-al doilea spectacol, la Turda, exact la Mănăstirea Turda a fost sfințirea Mănăstirii Mihai Viteazu, exact pe loc unde Marele Voievod a fost ucis la Câmpia Turzii. Și sunt mai mulți actori, cascadori în spectacolele noastre, sunt niște spectacole foarte grele. Ar fi așa un fel de spectacol de teatru, de complexitatea unui film, cu elemente de spectacol, cu elemente de cinematografice, cu amendamentul că în film nu-ți iese o cascadă, nu-ți iese un moment dificil, o luptă, oprești, mai tragi o dată și la montaj are continuitate. Noi nu avem această posibilitate. Când am dat start spectacolului, trebuie să iasă totul până la capăt. Lupte cu cai, cascade, foc și așa mai departe. Deci sunt niște spectacole foarte grele, foarte intense și foarte frumoase. Cu mare succes la public, nu mă îndoiesc, pentru că voi prezentați ceva inedit. Da, 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 da. Dar vreau să mai spun că nu mai durează foarte mult timp, aparte de spectacolele noastre istorice. Acum n-am avut ocazia să spun acum repede că sunt foarte îndrăgostit de tradițiile românești, de folclor. Și mă bucur că ați invitat acest ansamblu minunat, care atunci când a intrat în platou a umplut platoul de aer proaspăt la modul concret și figurat prin chipurile lor frumoase ale acestor tineri. Și pentru că îmi place folclorul, pe data de 15 noiembrie sunt invitat la Alba Iulia, pentru că îndrăgitul nostru și prietenul nostru Ionuț Fulea împlinește 25 de ani de carieră și îl aniversăm la Alba Iulia. L-am avut și noi la emisiune și am urat succes și a anunțat și aici. E bine că ai adus aminte acest eveniment.
Sigur, și îmi face mare plăcere și îl felicit pe Ion, îl iubesc, el știe și urez din toată inima încă 25 de ani cel puțin la fel de frumos ca până acum. Așa să fie, Doamne ajută! Știu că și tu ai un spectacol de seară și îmi pare rău că te grăbești, aș mai fi ținut alături de noi, așa încât profit de prezența ta pentru a te invita să ne mai cânți ceva. Dacă am putea chiar să oprim timpul, ar fi minunat. Ce dar bine ar fi! Da. Ca atare o să vă cânt acum și o să plec. Vă mulțumesc foarte mult tuturor și mi-a făcut o mare plăcere să fiu în această companie deosebită. Mulțumesc frumos, te invităm să ne cânți. Doamnelor și domnilor, Vlad Miriță! Am păstrat noaptea pentru noi să coboare aproape cerul. Mai pentru noi doi să mă pierd în privirea ta și să te ridic în brațe, să atingi orice stea, răscolește-mi inima, te doresc și vreau să vii în noaptea mea. Vino cu mine, atâtea lucruri vreau să vezi și atâtea vise să visezi. Mai arde încă aceeași stea din alte seri, ca și sărutul tău. Coboare aproape cerul, numai pentru noi doi, răscolește-mi inima, te doresc și vreau să vii în noaptea mea. Vino cu mine, atâtea lucruri vreau să vezi și atâtea vise să visezi. Mai arde încă aceeași stea din alte seri, ca și sărutul tău de ieri. Acest cuplu de dansatori, mulțumesc frumos. Ionuț este de obicei partenerul meu de glume. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Ionodance. Clipul chiar a avut doi balerini, chiar de la Opera Națională au fost invitații noștri atunci când am făcut clipul. Ai văzut? Și mă bucur că ați gândit așa o coreografie și în platou. E meritul lui Silviu Popa, da. Vei primi acum, la ieșirea din platou, de la colega noastră Ela, cadouri de la sponsorii noștri Asevi, Herba Gen și Sanovita, să le folosești sănătos. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Complimente acasă. Asemenea. Vlad Miriță!
Vreau acum să stau de vorbă cu Maria Cârneci. Am să mă așez chiar lângă tine, Maria. Uite, pentru o clipă o să-mi las fotoliu roșu singur. Vine mămica înapoi imediat, puiule, nicio problemă, nu te necăji. Așa. Maria, știu că tu faci parte dintr-un juriu de specialitate la un alt post de televiziune, unde votezi dintre tinerii care se prezintă pe cei mai talentați. Nu sunt, e adevărat, nu sunt singură, sunt împreună cu colegul nostru Petrică Mățu Stoian și cu un mai tânăr interpret, Valentin Samfira. Și vreau să spun, Corina, așa cum la voi este o emisiune de ținută, de calitate, cu tot ce are un interpret popular sau de muzică ușoară mai frumos și mai curat în el, deci cum voi faceți niște lucruri atât de frumoase în emisiunea voastră, eu uitându-mă la emisiuni de, cu copii de muzică populară, spun cu toată sinceritatea că îmi crește sufletul, pentru că din urmă văd că vin niște copii atât de frumoși, atât de talentați, îmbrăcați corespunzător și vreau din tot sufletul meu să le mulțumesc părinților, nu-i cunosc, dar cei care vor veni în sezonul ăsta care începe peste puțin timp, măi, dacă ei vedea, și cred că părinții fac eforturi mari să îi trimită la asemenea concursuri, dar de acolo ei își pot lua zborul către marea scenă, dar sunt atât de talentați și îmi dă dreptul să ce cred. Vârste au? Ce vârste au? De la 4 ani, a venit una mică de 5 ani și a cântat nu mă mai duc după mule, nu mă mai duc la pădule, nu mă mai duc după mule. Deci ce mănânci, da, până da, la da, da. 15-16 ani. Deci nu e o limită. Copii și adolescenți. Da, dar spun sincer, îmi dă dreptul să cred că tradiția și tot ce avem noi mai frumos, ca și popor, și, cum să zic, vorba noastră adevărată, românească, nu va pieri. Pentru că văd mlădițele astea care vin, mulți dintre ei sunt și școliți, adică sunt la licee sau la școli de muzică, deja știu despre ce e vorba când spui de o gamă, de un mod major, minor, adică bravo lor, bravo părinților. Bravo părinților, sigur, în primul rând. Da, că îi susțin și cum să zic, o minunăție de costume, să vezi tu unul mic de 5-6 ani, că vine el și un costumaș cântă făcut pe măsura, da, lui, deci cred că e ca poate o păpușe. Da. Deci nu poți să te abții, deci îi giugiulești, îi mănânci de acolo, de la juriu, da, da, dar da, da, oricum da. În mine crește sufletul că sigur văd că vin din urmă cu drag de folclor, cu drag de ia românească, nu știu, mă bucură, așa cum m-a bucurat ce invitație ai avut-o astăzi și mă refer aici la colegii mei de la folclor, la actorii atât de iubiți de public, la cei care au fost la muzică ușoară, Nico cu Vlad și cu sora ei, dar pe deasupra ai văzut cât de frumos sunt dansatorii chiar într-un spectacol sau într-un platou de televiziune, nu știu, parcă dă o notă de eleganță, dacă vrei, de, nu știu, de bucurie, de viață. Exact așa. Noi avem și noi bravo din când vouă în când copii talentați, mulțumesc, copii care sunt cu adevărat munciți, da, de către profesori, cu ajutorul părinților, copii care, într-adevăr, muzică ușoară sau folclor vor prezenta generațiilor viitoare de spectatori arta românească. Maria, ca să nu mai lungim vorba, nu ne cânți ceva? Ba da, iubita mea, și așa am ales un cântec mai din zilele primul, iar acum, mâinicuță pentru tine, uite că am și emoții, este un cântec, Alexandru știe, mai de la începuturile mele, de la Floarea din grădină, oh, pentru că frumos. Vreau să fac o mică paranteză, dacă mă lași. Te rog. Foarte mulți dintre spectatorii care mă întâlnesc cu ei la spectacole și telespectatorii care ne privesc la emisiunile voastre, mă roagă, zice, mai cântați, firai tu să fii Gheorghiță, supărat e omul, Doamne, mâine, adică din cântecele mai vechi. Nu știu, probabil că, măi, pentru că au crescut cu ele, da. De exemplu, mie este, îmi spun foarte mulți spectatori pe unde mă duc, eu deja am un repertoriu aproape fix, oamenii vor să asculte un număr de șlagăre vechi, așa este, care le aduc aminte de când erau mai tineri, așa sau este, de alte vremuri, sau de ziua când s-au căsătorit, sau de ziua când li s-a născut un copil, și îmi face mare plăcere, am înțeles că
se bucură de un cântec nou, dacă le cânți pe ele vechi. Și câteodată îmi spun, de-a strada speranțe, nu mi-aș că aveți răbdare, da, da. Aia e la urmă. Așa este, cu toată dragostea. Așa încât te așteptăm cu un cântec cu mai cu toată vechi. Dragostea pentru voi și pentru cei de acasă. Maria Cârneci. Mulțumesc frumos, mulțumesc tinerii frumoși de la Someș. Mulțumim pentru ilustrația coreografică, așa mulțumim, e? Mulțumim, foarte frumos. Foarte. Te rog să iei loc. Mulțumesc. Te rog să iei loc alături de noi. Domnilor și domnilor, mă uit la splendida pălăria domnului Alexandru Pugna. Și mă gândesc ce impresie a făcut el cu acest evantai făcut din cos de păun în Statele Unite ale Americii, unde a fost plecat în vara asta în statul Utah, unde a fost invitat de către consulul onorific al României pentru acțiune de popularizare a centenarului României. Știu că ați avut
atât întâlniri oficiale, cât și un spectacol la care au participat români și americani. Povestiți-ne, vă rog, despre această acțiune. A fost impresionant și m-am bucurat să văd că românii noștri care trăiesc acolo departe de țară au creat o imagine, cel puțin cei din statul Utah, dar sunt convins că și ceilalți care locuiesc în alte state același lucru fac, lasă o impresie extraordinară și domnul Divrician, consul onorific al României pentru statul Utah, este un om care, într-adevăr, se zbate foarte mult pentru a pune în lumină bună neamul de unde a plecat. Este unul dintre puțini oameni, poate, care nu a uitat locul de unde au plecat și care simt așa o datorie morală față de țara sa de origine și a încercat, iată, ca prin prezența mea acolo să rezolvăm două aspecte. Unul legat de importanța acestei mari sărbători pe care o parcurgem cu toții anul acesta, centenarul Marii Uniri, și am avut, sigur, așa cum spuneați, întâlniri oficiale cu personalități remarcabile din acest stat, prin care am discutat de importanța celor 100 de ani de România Mare și mai ales de sprijinul extraordinar pe care președintele de atunci, din 1918, l-a avut pentru ca acest act al Marii Uniri să aibă loc. Președintele Wilson a avut un rol determinant, aș putea spune, pentru ca noi astăzi, iată, să fim cu toții uniți, chiar dacă vremelnic unele din părțile României Mari nu mai sunt printre noi și granițe fizice ne separă, nu avem nicio graniță spirituală față de frații noștri români de dincolo. Sigur, a fost și o primă întâlnire a românilor care trăiesc acolo în statul Utah. A fost un festival al cântecului românesc și m-am bucurat să văd că au venit sute de români, dar ce a fost mai important, de obicei la aceste întâlniri vin doar românii. Aici au fost aproximativ 200 de români și cam 400 de americani care au venit sigur să cunoască... Sigur că vin, sunt curioși. Da, foarte, da, și... La un moment dat au intrat și ei în joc, pentru că ai noștri, din dor de țară, din dor de jocurile pe care sunt convins că unii mai în vârstă le mai știau, au intrat în joc și odată cu ei au intrat și americanii și au învățat să joace românește. Au fost clipe emoționante și impresionante, aș putea spune. Aș vrea, domnul Emil, să ia un microfon, așa, pentru că eu am observat, poate mi se pare... Coroana aceasta penele de pene, cum se numește decorația? Pene de păun. Da, decorația are un nume. Clop cu păun. Clop cu deci păun. Este clop cu păun. Cred că e unic în lume, asta vreau să zic adineoră. Cum să nu se uite este... americanii. Aș vrea și să străini. Chem un băiat Raul, aici, unul drag. Dintre dansatori. Haideți. Pentru că vreau să vă explic de ce. Mi se pare că decorația dansatorilor e un pic mai mică decât al lui domnul Pune. Da, este un pic mai mică pentru că, sigur, ei trebuie să se miște. Cu cât erau mai multe rânduri de pene, era feciorul mai gazdă acolo în satul tradițional. Ei erau mai mic pentru că se poate să vârtă. Vă supărați dacă vă ridic un pic? Nu, sigur. Ia să vedem. Mergeți în partea asta, vă rog. Raul, întoarce-te. Adică să ne întoarcem cu... Ia să vedem. Da, este un pic mai mică. Înseamnă că ar fi dificil, ar fi incomodă la joc. La joc, da. Este... E absolut splendidă. Este un element de mare spectaculozitate. Stai așa, te rog, mai la dreapta ca să vedem... Vreau să vă spun că atunci când Michael Jackson a venit în România, vă amintiți, președintele Ion Iliescu s-a gândit ce dar să-i facă. I-am să auzind, viu partea asta ca să vă întorc cu... Auzind că este colecționar de pălării din întreaga lume, i-a oferit lui Michael Jackson o pălărie cu un clop cu păun. Da, și el a afirmat public că este cea mai spectaculoasă pălărie pe care are în colecția sa. Și așa sunt convinsă. Da. Este. Splendid. Atunci, eu am să vă invit în mijlocul platoului. O să rămâneți aici, domnul Alexandru Pugna, și am să invit și balerinii. Haideți să mergem mai în față. Am să invit și dansatorii, așa, să vă acompanieze. Poftiți, copii, poftiți, vă rog, așa.
Și sunt curioasă ce ne-ați pregătit pentru această intervenție muzicală. Un cântec de dragoste care vorbește de perioada în care feciorii mergeau la fete călare, pe cal, nu ca acum cu mașini de ultimă generație. Da, da, vedeți, da. Nu știu dacă puteau urca fetele pe cal sau... Cum să nu? Cum să nu? Și le și răpeau, plecau cu ele în pădure. Absolut. Era mai romantic, era așa mai romantic, da. Așa era altă lume, da. E, asta da. E. Nu-i nimic, cine știe, poate că se mai inventează ceva la fel de romantic și acum. Doamnelor și domnilor, Alexandru Pugna! La 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 la, face murgu din cișore. La 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 la, să-i pui șaua vinișore, să merem un genidor, să merem un genidor, dorule. La popas, la 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 la, eu asară unde am mas, la 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 la, murgu trage la grăunță, și eu la mea mândruță, și eu la mea mândruță, dorule. Merem, la 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 la, unde trebuie să noptăm, la 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 la, sus în dealul târgului, unde-i locul dorului, unde-i locul dorului, dorule. Așteaptă, la 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 la, cu dorul afară în poartă, la 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 la, stăm în drăguța singurea, cu dorul și dragostea, cu dorul și dragostea, dorule. Am ajuns, la 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 la, murgul la grăunță-i pus, la 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 la, murgul mâncă la grăunță, eu-s cu a mea mândruță, eu-s cu a mea mândruță, dorule. Până dimineața vine, la mândoi ne mere bine, la mândoi ne mere bine, dorule. Mulțumesc foarte mult, domnul Alexandru Pugna, mulțumim frumos, mulțumesc copiii pentru ajutor și pentru ilustrație. Mulțumesc frumos, vreau să-l întreb și pe Ilie unde mai are de gând să călătorească, pentru că el într-adevăr face efortul de a călători cu cântecul românesc peste hotare. Unde mai pleci, Ilie? Nici colea la Cuveit. Oh, ici colea, da? Da, trec părlează. Ai un spectacol? Au băgat ăștia arată? Da. Nu ne ești pe noi? Aia de 5. Aia de 5 fără 4. Așa. Ai mai fost? N-am fost niciodată și sunt foarte curios și vreau să văd ce surprize sunt acolo. Cu cine mai pleci? Cu ce artiști? Încă nu știu. Încă nu știi, ok. Okay. Că nu știu. Au zis că sunt vreo 5 artiști. Aha. Dar tot cu Institutul Cultural? Nu, de această dată cu ambasada română de acolo. Ah, superb, superb. Ce pile are? are pile Ilie. Nu, problema e alta, este că noi trebuie să începem să cântăm muzică populară, ai înțeles? Da. Bravo. Dar trebuie, dar noi facem parodii la teatru după muzică populară, că s-au scris parodii. Da, după nu putem merge în străinătate cu ea. Aia vor lucru autentic. Da, e adevărat și asta. Ai înțeles, Cristi? Tu știi să cânti muzică populară? Eu știu să cânt operă. Bineînțeles. Nu. Dar cred că folclorul trebuie să rămână folclor și cred trebuie că cântat de cei care s-au născut. Doar de cei care s-au născut în zona respectivă. Așa este. E foarte mulți vedem în ziua de astăzi care știu să facă orice. Copii, nu ne apucăm acum să criticăm. Sigur, eu nu, știu asta doar să cânt Foaie Verde.
Și mai umblu la câte un dințeșor așa din când în când. Apropo, el face și dinții. Este asistent la un cabinet dentar, el mai are încă o profesie. Asta, apropo de ce spunea bunica ta, cum a zis? A zis că bine, bine, măi, te văd cânti, concerte, pleci, vii. Dar care e meseria ta până la urmă? Deci tu ești asistent trebuie medical, trebuie în viață conservi. Să mai avem și altceva. Nu știm ce ne rezervă timpul. E adevărat. Asta e adevărat. Dumneavoastră sunteți actriță pe lângă... Sigur, asta a fost, ca să vorbim sincer, a fost mai mult o certitudine afectivă a mea. M-am gândit, domne, eu cânt cât se poate, într-o zi mă retrag într-un teatru. Ziua aia n-a venit. Încă n-a venit și nu trebuie să vină. Nici nu cred că va veni. În 1996, când intram la UNEATC, am avut marea surpriză să am un mare profesor, Florin Zanfirescu. O, Doamne, colegul meu. Cu care ați fost coleg de clasă. Colegă de ani și de clasă. Și de clasă, da. Extraordinar. Vă lăuda tot timpul. Am fost foarte bun prieten și rămân recunoscătoare pentru încă ceva. La un moment dat, prin 70 și ceva, mi-a spus, măi, tu trebuie să faci teatru. Și m-a încurajat să dau examen la un teatru din capitală, pot să spun care, că nu mai există. Teatru Giulești, da. Era un teatru foarte bun, important la ora aceea. Am dat examen și un an de zile nu mi-a oferit niciun rol. Nu s-a gândit nimeni să monteze o piesă în care eu să am un rol. Și s-a întâmplat că după un an am luat vreo 3 premii în străinătate și am spus, copii, înseamnă că zarurile au fost aruncate. Deocamdată mă duc și când. Văd eu ce. Da, așa este. O soartă scrisă de acolo de sus. Probabil. Ilie, cu costumul ăsta frumos, te rog să poftești în mijlocul platoului să ne mai cânți ceva. Cu mare drag. Bine. Doamnelor și domnilor, Ilie Caraș! Liliac și busuioc, măi tiri-li-li-li-la, tata, hai mândruță să te joc, măi tiri-li-li-li-la. Da, hai, Catrină, vin în coa, măi tiri-li-li-li-la, tata, sta și te rușina, măi tiri-li-li-li-la. Dacă îi joc moldovinesc, tairera-n-tam-tiri-li-la, cu tine vreau să-l pornesc, tairera-n-tam-ta. Da, dragul mie de dunia ta, măi tairera-n-tam-tiri-li-la, că ești moldoveanca mea, mă! Dragul mie de dunia ta, mă! Da, după joc tu-i săruță, mă! Tu-i săruta și tu-i strânge, tiri-li-li-li-la-n-tam-ta, cât de-atâta dor ne-ajunge, tiri-li-li-li-la. Te strânge cu drag în brațe, tiri-li-li-li-la-n-tam-ta, și-am jucat până dimineață, tiri-li-li-la. Da, țupa-țup și tropa-tropă, tairera-n-tam, tiri-li-la. Pop din rouă câte o stropă, tairera-n-tam-ta. Da, să ne udie frunțele, măi, tairera-n-tam, tiri-li-la. Când jucăm batutilii, mă, când jucăm batutilii, mă, da, să dăm jos bondițile, mă. Și cu jocul tiri-li-li-li-la-n-tam-ta, să nu ne lasăm de jocul tiri-li-li-li-la. Dacă se vadă patrinii, măi tiri-li-li-li-la-n-tam-ta, cum știu juca tinerii, măi tiri-li-li-li-la. Dar mătușe, nu te uita, măi ram-ta-ream-tam-tiri-li-la, la joc nu-i ca dumneata, măi taire-ram-tam-ta. Dar-i la truca sărgia, măi taire-ram-tam-tiri-li-la, și la față ca roza, mă, e ca roza îmbușorată. Hai și să și iarii s-a rutat, mă. Așa-r la uți, măi, tiri-li-li-li-lam. Când-s Bucovinean cu stare, tiri-li-li-li-lam, tam-ta, numai bun din suratoare, tiri-li-li-li-lam. Dar de la Crasna, la Bacău, tairera-n, tam, tiri-li-li-la, aleg mândra care-o vreau, tairera-n, tam-ta. Dar știi bine, mândră eu, măi, tairera-n, tam, tiri-li-li-la, te port în sufletul meu, măi, tairera-n, tam-ta. Asta mândră ni pe placă, mă, hai și cu ea și acum ni dragă, mă. Da, stil cu țidile-ntoși, la timp și-o cu sogatitea, măi, vreme de iubit. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Aprige cântecele voastre, dar scurte. Totdeauna fac această remarcă și îmi pare foarte rău. Pentru că rău. Sunt prea ius și găfâie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, dansatorii! Bravo! Te rog să iei loc, Ilie. Mulțumesc frumos!
Am o întrebare pentru coordonatorul și coregraful ansamblului folcloric, domnul Emil Călin Bodea. Știu că aveți câteva amănunte să ne dați despre ansamblul folcloric Dansatorii de pe Someș, care are în componență și 4 soliști, dintre care 2 băieți și 2 fete. Spuneți-ne mai multe. Într-adevăr, avem 4 soliști. L-avem pe Radu Lazăr, cu care am și venit în această zi de la Gherla să vă mulțumim. Are 30 de ani, cum face 30 de ani. Se va căsători anul acesta. Oh, urăm, vom avea o nuntă. Urăm toate bune. Da. Colaborăm foarte bine cu Roxana Suciu, tot solistă de la noi din Gherla, cu Angela Rusu, una dintre cele mai mari cântărețe de la noi din zonă. Mai colaborăm cu Radu Moldovan, tot de la noi din zonă. Mai avem colaboratori, mai avem la juniori încă, Diana Roman, mai avem mai mulți colaboratori, dar ăștia sunt dintre cei mai mari. Atunci îl invit în platou pe domnul Radu Lazăr și alături de el pe dansatorii de la ansamblul folcloric, Dansatorii Haideți. De pe Someș. Haideți. Bună ziua! Bună ziua! Vai de mine! Sărumâna! Vai de mine, ce minunăție aveți aici! Să vă zic, am venit cu toate bunătățile, îl premergem pe Moș Crăciun. Aha! Vreau să vă mărturisesc un lucru, că am venit cu inima plină de bucurie să vă aducem toate bunătățile de la Gherla. Și știam că aici sunt foarte mulți oameni corecți, cinstiți, toată lumea și-o lins buzele, dar se pare că aveți un măț în studio care a început cârnațul. Opa! Eu n-am știut, avem măți? Da? Se pare că da, că altă explicație nu avem. Se recunoaște cineva în poziția de măț? Cred că un măț cu vreo două picioare. Și cu două mânuțe. Nu-i nimica, noi iertăm mățul, o să-l iertăm. De acum coșul rămâne în patrimoniul emisiunii și al meu și o să-l păzim să nu îl mai mănânce nimeni. Da, am vrut să fie foarte diversificat. Am zis că vă aducem slănină, cârnaș și ceapă roșie ca să punem temelia de sigur înainte de toate. O gură de jinarți de prune nu strică, că de acolo începe practic temelia. După emisiune, după ce încheiem aici frumos treaba. Domnul Radu, am auzit că vă căsătoriți anul acesta. Vă spun sincer că nici eu nu știam lucrul ăsta. În momentul în care o să se întâmple, o să știți cu toții. Domnul coregraf v-a părât. I-am văzut duminica trecută la mănăstire. Stădeau într-un colț retras sub pădure, de unde urmăreau toată liturghia. Și când au coborât, i-am întrebat, Radule, dar chiar? Ba da, o să mă căsătoresc. Deci o recunoscut. Vom fi lângă el. Noi vă dorim de pe acum să fie într-un ceas bun, să aveți o petrecere extraordinară și dați-mi voie să arăt acest CD. Asta este pentru dumneavoastră special. Da. V-am și scris ceva. 14 piese. Ce ne cântați? O să cânt melodia care și dă titlul CD-ului. Nu aș da jocul pe lume. Așa să cât faceți. Ar fi de bună. Așa să faceți. Doamnelor și domnilor, domnul Radu Lazăr. Păi cine vine pe sublime, pentru a mea cu pole mândre, la joc. La laila, când auzi ganii mnei, n-aș mai mere din găiei. La laila, la laila, când auzi ganii mnei, n-aș mai mere din găiei. La laila, la laila, și când pun arcul păstrune, nu aș da jocul pe lume, nu aș da jocul pe lume. La laila, la laila, și când pun arcul păstrune, nu aș da jocul pe lume, nu aș da jocul pe lume, la la la. Păi de-a dreapta mă duc jucând, mă, ei, te uim și tătorind, mă. Păi și pe mândra te trotam, mă, ei, cât e la
la joc un jocoriune, că lângă primaș mai pune la 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 la. Nici la joc nu jocoriune, că lângă primaș mai pune la 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 la. Lângă gurdunaș cu mândra, lângă contralău de-a stânga, lângă contralău de-a stânga, la 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 la. Lângă gurdunaș cu mândra, lângă contralău de-a stânga, lângă contralău de-a stânga, la la la. Ei, la masă și oglindă. Ei, și cât e de larg întindă. Cetiera și nebună, păsară, pui la-n pamprun, la 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 la. Zece tiera și nebună, păsară, pui la-n pamprun, la 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 la. Zâm și malină, tatchinu, pânsă gata, fotoghinu, pânsă gata, fotoghinu, la 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 la. Zâm și malină, tatchinu, pânsă gata, fotoghinu, pânsă gata, fotoghinu, la la la. Am să rog dansatorii să rămână aici alături de noi. O să primească fiecare cadouri de la sponsorii noștri, de la Sevi Herbagen și Sanovita, și vreau să facem împreună cuvântul de încheiere. Eu vreau să vă mulțumesc că ați venit tocmai de acolo, de la Someș. Da, după Valea Someșului. Valea Someșului. Interferența de Câmpie și Someș. Suntem noi, Gherla. De la noi să avem un obicei cu jocul de la, cu care am și venit, jocul la șură, ultimul dans de la noi, jocul la șură și cu o târnăveancă după câmpie adusă. Extraordinar. Și cu jocurile astea vrem să încheiem minunata emisiunea noastră. Îmi face mare plăcere, domnilor și domnilor, sperăm că emisiunea noastră de astăzi v-a plăcut. Noi ne-am străduit să vă aducem încă o bucățică de România autentică, acum în an centenar. Vă dorim o duminică plăcută în continuare și vă dau întâlnire, ca de obicei, pe duminica viitoare la ora 13. O duminică plăcută! Vă las în compania dansatorilor de pe Someș! Thank you.
Opriți timpul.